având în vedere că au fost călduri foarte sufocante în România, am văzut pe o poză că la Constanța au fost 47 de grade, temperaturi de Kuwait, în Kuwait, în temperaturi din astea vara, cod roșu. M-am gândit că ar fi util să vin cu niște sfaturi pentru vară, ca să avem grijă de mașinile noastre. Eu acum sunt la Ciunget, în județul Vâlcea, la munte, practic, răcoare. Azi e cod roșu în continuare, în toată țara, aici e super respirabil, nu știu dacă sunt 29 de grade acum. Un prim sfat pe care pot să vi-l dau ar fi să vă puneți un parasolar. Este un parasolar care merge mai mult pe afară decât până înăuntru, că e foarte lung și are urechiușele astea. Bine, acum riscă să nu ți-l ia cineva, dar dacă lași mașina aproape de casă sau undeva unde nu trec foarte multe mașini, ăsta se pune prinăuntru așa. Ajută foarte mult. Bine, mașina oricum se încălzește. Nu e ca și când ăsta evită supraîncălzirea mașinii. Mă rog, nu l-am pus chiar perfectă, asta e. Vreau să vă explic doar ceva. Trebuie un pic strâns ca să nu-l fluture vântul, să fie puțin mai fit. Ideea e că ăsta ajută foarte mult să nu bată soarele pe interior, mai ales că interiorul la mașina mai este din piele. Și pielea în soare nu e tocmai foarte ok, pentru că se usucă, crapă și așa mai departe. Dacă ți s-a uscat sau ți-a crăpat pielea și vrei să o hidratezi, am un produs foarte bun pentru tine, 99 Vehicles Leather Protectant Pro, pe care îl găsești pe magazinul 99vehicles.ro. Deci ăsta ar fi un sfat, un parasolar, cred că e 20 de lei. Ăsta ajută să nu îți distrugi interiorul. Poți să-l pui și în interior, sunt din alea mai scurte care se pun în interior. Pe lângă faptul că ajută să nu crape pielea, el ajută să nu ai volanul foarte fierbinte sau bordul foarte fierbinte, pentru că na, se deteriorează prematur. Și dacă stau să mă gândesc bine, ajută și la a evita temperaturile extreme în habitacul. Deci ăsta e util o dată pe timp de vară. Mulți au, mulți din păcate nu au. Un alt sfat, pentru că cei mai mulți dintre voi vă duceți cu mașina la munte, mai mult vara decât iarna, bănuiesc, sau cel puțin pe Transfăgărășan, pentru că iarna nu poți, că n-ai voie. Când veniți cu roțile încinse, uite, frânele le-am încins un pic ieri, că au așa o dungă movalie. Când discul de frână prezintă așa o dungă mov, înseamnă că s-au încins foarte, foarte puternic. Când discurile prezintă dungi de acelea cu o tentă movalie, înseamnă că s-au încins destul de puternic. Ăla este un semn că nu ai ce căuta cu apă pe ele. Adică evită bălți, evită spălat, evită orice formă de a arunca apă pe discuri, pentru că ele se vor ovaliza. Asta înseamnă că trebuie să schimbi discuri plăcuțe noi-nouțe, chiar dacă ele poate nu au uzură. Și se poate întâmpla atât pe față cât și pe spate, deși se simte mai mult pe față. Treaba asta se întâmplă de multe ori vara, deci evitați, dacă puteți, în primul rând, supraîncălzirea discurilor de frână, iar dacă le-ați încălzit, nu mergeți imediat să spălați mașina. Apropo de spălat mașina, nu mergeți cu mașina la spălat când este super încinsă. Adică afară sunt 42 de grade, mașina stă în soare și tu o iei, te duci la spălătorie și dai cu apă rece pe ea. Există riscul să crăpi vreun parbriz. Dacă ai deja vreo fisură în parbriz, există riscul ca acea fisură să se întindă, să-ți facă ramificație. Dacă ai o ciupitură mică în parbriz, e suficient să-i dai o diferență de asta foarte mare de temperatură și deja aia pleacă. Am pățit. Plus că nu e bine nici pentru caroserie să o speli când e foarte încinsă. Dacă mașina ta arată ca asta, adică jegoasă, că am fost cu ea pe drumuri de munte, ori o speli dimineața când e răcoare, ori o speli seara când e răcoare, ori o speli dacă ai avut-o, nu știu, într-un subteran. Adică dacă o ai într-o parcare subterană, e cât de cât ok, da, mă duc direct la spălătorie, o mai las 5 minute să se răcească și după aia o spăl. Și iar apropo de spălat, dacă ai multe insecte, reziduri și așa mai departe, să știți că am spălat Audi-ul, l-am spălat folosind toate substanțele de la spălătorie, inclusiv de insecte, inclusiv spuma, inclusiv jetul de apă, nu s-au luat insectele integral. Așa că vă recomand o soluție de insecte specială. Asta o am pe stoc la magazin, mai am câteva, insectarul de la Sonax, e bunicel. Și mai am gelul, Insect Remover Gel, în siglă proprie, 99 Vehicles.
Ăla e un gel care pătrunde un pic mai în profunzime, e mai concentrat. Ăsta îmi place foarte mult, pentru că pulverizează foarte bine. Ăsta îmi place foarte mult pe parbriz și pe faruri să dau. Se aplică mai ușor decât cel pe care l-am eu, dar cel pe care l-am eu este mai concentrat, mai puternic și e mai bun pe bucățile, pe elementele de caroserie. În orice caz, un produs din ăsta pentru eliminarea rezidurilor de la insecte. Că dacă ne uităm, efectiv peste tot. Și foarte multe dintre ele nu se vor lua doar cu spumă sau jet de apă. Adică am testat treaba asta, că mai ziceau unii, domne, poți să curăț mașina și cu jet și cu spumă, ce trebuie mie soluțiile ale tale sau ce promovezi tu acolo. Nu, greșit. Nu se iau. Nu se iau. Nu se iau un, cum să zic, integral. Așa că pentru 30 de lei, 40 de lei, câte o soluție din asta, eu zic că merită să-ți cureți din când în când mașina, pentru că ce se întâmplă? Cel puțin la Toyota, asta are vopsea mai zdravână. E de tip mai vechi, mașină premium, dar la Toyota vopseaua e slabă. Lacul e slab și o să vedeți că, nu știu, poate o să vă arăt niște cadre, la Toyota, de la foarte multe insecte, reziduri și mai departe, i-au atacat lacul, mai ales găinatul de pasăre, atacă lacul dacă nu cureți imediat. Așa că dacă ții la mașina ta, la vopseaua ta, dacă nu vrei să te duci la poliș, ia așa ceva. Următorul sfat ține mai mult de interior. Nu o să pornesc motorul, dar vă explic. Când pornim clima, vara suntem toți consumatori de climă. Când pornim clima, dăm pe o temperatură ok. Adică, nu știu, acum eu am pe 23 de grade, o lași pe auto și dai pe recirculare. Sau, mă rog, morala este că dacă vrei să o răcești mai repede, fiind foarte încins mașina, tubulatura, totul e fierbinte în mașină, se va răci prima dată destul de greu, folosește sistemul de recirculare, pentru că, practic, aerul care e răcit în interior începe să recircule și automat el se răcește, practic, în mai multe ture și la un moment dat se va răci mai repede interiorul. Dați seama dacă afară sunt 42 de grade și mai stai și pe asfalt, nu știu, București. Asfaltul în București e încins, clădirile sunt încinse, tot ce în jurul tău emană căldură. Și atunci mașina trage în habitaclu un aer fierbinte. Și atunci dacă tu bagi în mașină doar aer fierbinte și lucrează aerul condiționat, se va răci mai greu habitaclul. Deci pentru o răcire optimă și rapidă, folosiți sistemul de recirculare. Aș putea să zic că pornești mașina, dai pe AC-ul, dai pe recirculare și o lași 2 minute, că e greu să stai în ea. Asta îți ridică și consumul. Preferabil ar fi să o ții într-un subteran. Eu am un subteran pentru mașina asta și pot să zic că merită bani. Adică cât dai pe chiriala în loc de parcare subteran, scutești iarna și vara, scutești banii de pe soluții, consum ridicat de la AC-ul, soluții pentru interior, ce să zic, spălat și așa mai departe. Deci ăsta ar fi alt sfat. Luați-vă, dacă aveți posibilitatea, un loc de parcare subteran, pentru că, credeți-mă, 300 de lei câte un loc de parcare, 250-400 de lei pe lună, își scoate banii numai, repet, spălat, menții vopseaua. Mașina asta nu ar fi arătat așa cum arată, bine, nu mă refer murdară. Vopseaua ei și interiorul ei nu ar fi arătat astăzi, după câți ani? 15 ani? 2024, 15 ani de zile, dacă n-ar fi fost păstrată într-un garaj sau la un subteran. Dacă mașina asta stătea în soare, așa cum e ea, interiorul era compromis, vopseaua era mult mai jalnică, avea mai multă rugină. Deci subteranul te ajută iarnă, vară, fără discuții. Un alt sfat pe care eu îl aplic la toate mașinile. Încă nu l-am aplicat la Seat, că n-am mers foarte mult cu el, și încă nu l-am aplicat la Audi, că n-am avut timp, dar o să mă ocup. Folii. Foliile astea sunt folii 95% opacitate sau 5% transparență, omologate, doar pe spate, pe față nu există nicio folie. Foliile, în primul rând, că îți oferă un confort când conduci și pe timp de noapte, când nu te mai vorbesc farurile celor din spate, dacă au lumini de la debat așa, respectiv de aftermarket, xenoane aftermarket foarte puternice, în fine. Deci te ajută odată pe timp de noapte să nu turbească alții, nu intră foarte multă lumină în mașină, în interior, și asta ajută și la
un interior un pic mai rece. Deci ai confort și de lumină și de temperatură. Mi-e place foarte mult că mi oferă privacy, adică intimitate, adică pot să-mi pun ceva aici, că nu se vede. Deci nu se vede, poți să te chiorăști tu că nu se vede mai nimic. Seara cel puțin ai ce să vezi. Deci are multiple avantaje, un set de folii, spate, lunetă, omologate și costă 300-500 de lei în funcție de, hai poate 1000 de lei în funcție de calitate, cine îți montează, oraș, locație, etc. Dar foliile pentru mine sunt geniale și eu zic că te ajută foarte mult pe timp de vară. Un alt sfat foarte bun pe care pot să vi-l dau este, fraților, dacă știi că umbli cu mașina foarte mulți kilometri în sezonul cald, luați-vă anvelope de vară. Adică luați-vă două seturi iarnă-vară. La mașina asta eu am set de iarnă, set de vară, dimensiunile originale din talon, respectiv 235x50x18x97V. Astea sunt anvelopele originale cu care a venit mașina din fabrică, aprobate BMW, Dunlop cu steluță. Deci, astea sunt anvelope OE BMW. Sunt Dunlop-uri făcute pentru BMW, așa cum a venit ea din fabrică. Sunt echiparea de fabrică a mașinii. De asta i-am pus. E foarte important vara să nu mergem cu anvelope de iarnă, în primul rând. Treacă, meargă all season, când sunt mai ok decât alea de iarnă, dar vara, la ce veri avem noi acum, sunt de părere că anvelopele de vară fac diferența la consum, aderență, siguranță rutieră și așa mai departe. Deci, vă recomand cu căldură, în primul rând, să nu circulați cu anvelope de iarnă, să vă puneți un set de anvelope de vară, mai ales că după o vară din asta super toridă, după o perioadă în care avem 40 și ceva de grade, ghiciți ce urmează? Furtuni, ploi, averse, precipitații abundente. Și atunci, iară, e o prostie să mergi cu anvelope de iarnă, pentru că nu evacuează apa corespunzător. Aceste canale longitudinale de pe anvelope sunt menite, bine, și astea transversale, dar astea longitudinale sunt menite să evacueze apa. Așa că ai o evacuare corespunzătoare după ce vine o furtună, după ce au fost zile foarte fierbinți. Un alt sfat pe care pot să vi-l dau, tehnic, dar din păcate nu se aplică pentru toate mașinile, pentru că sunt multe mașini care merg doar cu un singur tip de ulei. Dar dacă ai o mașină din asta care merge cu BMW LL01, asta e norma pe care o cere producătorul, motor aspirat simplu, țaca-paca, poți să-i bagi 030, 530, 040, 540 și cam atât. Vara aș merge cu uleiul cel mai gros. La arabi, în Dubai, Emirate, dacă îți iei orice mașină care se vinde și în Europa, producătorul din fabrică îi va da un ulei un pic mai gros. Pentru că este foarte cald, motorul va fi foarte încins și uleiul va lucra, cum să zic, va fi solicitat intens și pentru o protecție optimă e nevoie de un ulei un pic mai gros. Rezumat, dacă mașina îți tolerează mai multe tipuri de ulei, mai multe viscozități, adică 030, 530, 540, 040, vara poți utiliza uleiul cel mai gros. 540 am eu acum în BMW, am încercat să-i bag 030, dar nu i-a plăcut, îl consuma foarte repede. 0,40 a fost ceva mai bine, 5,40-ul îl tolerează cel mai bine, cel puțin pe ăsta de la Ravenol. Îl găsiți pe 99vehicles.ro. Așa că, uite, Subaru. Subaru, impresia pe care l-am avut eu, mergea cu 0,20, 0,30, 0,40 și inclusiv cu 15,50 mergea, dar scria acolo în carte că la, în condiții severe de temperatură sau de sarcină sau nu știu ce. Temperatură, sarcină, ce înseamnă? Merg cu mașina în Dubai, sunt 45 de grade. Poți să-i bagi 15W50. Nu o să mergi în Dubai cu 0W20 dacă mașina poate să meargă cu 15W50, 15W40. 5W40 e un ulei, adică e o viscozitate optimă pentru vară. Pentru iarnă, o să mă întrebați, bun, și iarna ce-i bag? Iarna bagă-i 0,30, 0,40. Repet, dacă îți tolerează producătorul norma respectivă. BMW-ul are... chiar și la modelele mai noi poți să bagi ulei cu normă puțin mai veche. Adică deși se bagă în motor la generațiile mai noi 0,20, tu poți să bagi 5,40 cu normă long life LL04, ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că mulți producători acum îți dau doar un singur tip de ulei și la revedere.
Cam asta ar fi niște sfaturi bune, zic eu, tehnice pentru verile foarte fierbinți. Aștept părerea voastră în comentarii. Ne vedem în următoarele episoade.